Am revenit cu informații despre super competiția noastră care este pe final. Din păcate mai avem încă o zi în afară de ziua de astăzi în care puteți să veniți la sediul nostru din Casa Presei și să ridicați 2 kg de înghețată puse la bătaie de sponsorul nostru Siviero Maria, gelateria ta italiană. Sunt 4 casolete a câte 500 de grame fiecare cu arome diferite, așa că puteți să vă alegeți preferatele și să le aduați acasă imediat după ce faceți și o poză pe care să o postați pe rețelele de socializare. Cam atât despre concurs, primul venit, primul servit, și mergem mai departe către un subiect interesant care provoacă o mare, mare bucurie, pentru că, iată, pasărea măiastră, așa cum a fost ea supranumită de către istoricul Nicolae Iorga, Maria Tănase, primește în dar în această perioadă un film biografic în care actrița Lavinia Șandru o întruchipează pe mare artistă. Lavinia Șandru este alături de noi în această dimineață să ne povestească mai multe despre experiența sa cu această peliculă. Bună dimineața! Este bună ziua! Sunt în drum spre festivalul de film de la Varna. Sunt în mașină și de asta nu știu cum o să ne auzim. Sper să auziți bine. Bună dimineața, Georgia, și mă bucur tare mult să fiu din nou în emisiunea ta, o emisiune frumoasă pe care atunci când am timp să știi că o urmăresc. Îmi pare tare bine că ați apregat acum și voi asupra acestui nou film pe care toți românii vor să-l vadă în cinematografe, în sensul că e difuzat în România, să sperăm că vă difuzat și în paraterii. Uite, voi deja aveți pe ecran imagini din trailerul filmului. M-am bucurat tare mult că am jucat-o pe Maria Tănase, un erou până la urmă, despre care prea puțin s-a vorbit în felul acesta. Nu am cunoaște pe cântăreața, pe actrița, pe artista Maria Tănase, ea care, din păcate, n-a reușit să stea printre noi mai mult de 49 de ani. Reușește să arate omul Maria Tănase, omul care a iubit oamenii, care și-a iubit semenii, care și-a riscat viața pentru a-și salva colegii, pentru a ajuta pe cei care aveau probleme cu regimul, fie că era vorba despre comuniști, fie că era vorba despre legionari. A riscat de fiecare dată pentru a-și salva oamenii dragi și oamenii apropiați de aici. Dacă spune viața în pericol, chiar spune la un moment dat în film că dacă nu i-aș ajuta, aș fi eu Maria Tănase. Eu mă bucur că am reușit să facem filmul. Filmul trebuia realizat de mult timp, au fost foarte mulți regizori care au vrut să facă filmul, dar timp mai nu și efectiv. Am înțeles că a fost o mare aventură cu acest film și că încă de pe vremea regretatului Sergiu Nicolaescu se încerca succesul unui astfel de film, dar iată că el a venit ceva mai mulți ani după. Încercăm să refacem legătura la Vinia și revenim alături de tine pentru că ne dorim să te auzim și să ne povestești această experiență. Cred că a fost una minunată, iată, să întruchipezi un astfel de personaj, o astfel de eroină feminină. Iar noi, până refacem legătura, vă propun să urmărim pe AMI, cea care se ocupă cu informațiile noastre despre reciclare. 2 minute cu AMI, care sunt de fapt mai multe minute cu AMI, în care ne explică reciclarea în jurul lumii și poposim în Asia. Salutare, prieteni! Sau cum ar zice japonezii, konnichiwa! Eu sunt Ami și săptămâna aceasta ne vom continua călătoria fantastică în jurul lumii în aventura noastră de a descoperi cum reciclează oamenii din toate părțile planetei. Ați ghicit deja! Astăzi vom ajunge pe cel mai mare continent din lume!
Iar dacă rămâneți alături de mine până la final, vom învăța și cum putem refolosi inteligent cartoanele de la hârtia igienică sau prosoapele de bucătărie. Așadar, să pornim în călătorie! Mergem astăzi în Asia și ne uităm la cum reciclează continentul cu cei mai mulți oameni de pe planetă. Ni hao! Prima oprire este țara mătăsurilor, a orezului, dar și a urșilor panda. Hai! China este țara cu cea mai mare populație din lume, peste 1,3 miliarde de oameni, ceea ce înseamnă o cincime din populația globală. Până în anul 2018, China recicla jumătate dintre deșeurile de plastic ale lumii, însă guvernul de la Beijing a decis să nu mai primească gunoaie din Europa. Gata cu gunoaiele! Cu toate astea, China rămâne unul dintre marii poluatori ai planetei. În prezent, China produce deja mai multe deșeuri decât Statele Unite, o națiune cunoscută pentru consumerismul său. Până în 2030, Forumul Economic Mondial estimează că locuitorii Chinei vor avea dublu volumul de deșeuri menajere din America. În 2019, Shanghai a devenit unul dintre primele orașe chineze importante care și-a modernizat sistemul de colectare a deșeurilor. Locuri de colectare a gunoiului au fost amenajate în întregul oraș. De atunci, oricine nu a reușit să separe cu grijă deșeurile menajere, deșeurile uscate, deșeurile reciclabile și deșeurile periculoase, s-au confruntat cu amenzi severe. Până la 200 de yuan, aproximativ 25 de euro, pentru persoane fizice și până la 50.000 de yuan, aproximativ 6.460 de euro pentru companii. Suntem cu ochii pe China pentru a vedea cum o să reușească să facă mediul înconjurător un pic mai curat. Alrighty then. Vă plac desenele japoneze? Când eram eu mică, desenele Sailor Moon erau foarte la modă. Ce spuneți? Facem o scurtă escală până în Japonia? Patria sushi-ului și a tehnologiei avansate? Datorită accesului limitat la resurse naturale, Japonia reciclează 98% din deșeurile electrice, aruncarea la gunoi a aparaturii electrice fiind complet interzisă. De asemenea, în satul Kamikatsu, locuitorii sortează deșeurile în 45 de categorii, care mai apoi sunt reutilizate, donate sau reciclate. 45 de categorii! Vă dați seama! Kamikatsu este un orășel care se află la aproximativ 40 de kilometri de orașul Tokushima. Acest sat se îndreaptă rapid spre a deveni prima municipalitate a țării cu zero deșeuri. Locuitorii acestui oraș au petrecut peste 2 decenii refolosind, reciclând și reducând. Sortarea gunoiului în Kamikatsu se face într-un mod eficient. Locuitorii transportă singuri deșeurile menajere la o unitate locală. Oamenii din acest loc sunt pentru mine niște supereroi ai reciclării. Oare ce se mai întâmplă în Asia în domeniul reciclării? În 2018, Coreea de Sud a devenit singura țară non-europeană care se află în primele 5 țări care reciclează cel mai mult, cu o rată de reciclare de 53,7%. Coreea de Sud a implementat politici care includ interzicerea sticlelor de plastic colorate și a PVC-ului și eliminarea treptată a paharelor de unică folosință până în anul 2027. Bye bye! Taiwan are o metodă originală de a încuraja oamenii să recicleze. Mașinile de colectare a gunoiului difuzează muzică clasică pentru a le reaminti oamenilor să scoată pubelele afară. Datorită acestei metode, țara a evoluat în 20 de ani de la 0 la 55% rată de reciclare. Ce idee bună, nu-i așa? Yeah! Ce melodie ți-ar plăcea să asculți atunci când vine mașina de gunoi? Anul trecut, Thailanda a găsit o cale de a ajuta în lupta împotriva COVID-19 prin transformarea plastelor de pescuit în măști de protecție și sticle de dezinfectat.
Thailanda este unul dintre statele cu cele mai mari industrii de pescuit, dar se află totodată și în topul poluatorilor marini cu plastic. Un proiect al comunității și-a propus să recompenseze pescarii care adună și predau plasele de pescuit uzate, pe care le-au reciclat și transformat în materiale de protecție. Și înainte de a ne întoarce acasă, vreau să mai facem o scurtă oprire în Singapore. Deși statul nu stă încă foarte bine la capitolul reciclare, lucruri bune se întâmplă și aici. De pildă, în centrul orașului Singapore, pe o suprafață de 101 hectare, a fost construit parcul Gardens by the Bay. Conceptul are la bază forma florii de orhidee și își propune să transforme metropola asiatică într-un oraș grădin, în scopul creșterii calității vieții, dar și aspectului florei locale. Peste 217.000 de plante din peste 800 de specii filmate diferite pot fi admirate în locul în care copacii sunt alimentați de energie solară. Tot aici se află cea mai mare cascadă indoor din lume, cu o înălțime de 30 de metri și o priveliște absolut impresionantă. Dar stați, nu plecați! Vreau să vă mai arăt un truc interesant prin care să refolosim obiectele ca să aruncăm cât mai puțin. Am promis și am și reușit să refacem legătura cu actrița Lavinia Șandru. Continuăm să povestim despre felul în care a reușit acest film să vadă lumina zilei. Iată, după ce ea ne povestea cât de greu a fost încă de pe vremea regizorului Sergiu Nicolaescu. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! Nici nu știu cum să țin telefonul ca să mă vedeți. Sper că mă vedeți. Foarte bine. Sper că e în regulă. Ziceam că sunt pe mașină, merg la festivalul de film de la Varna, festival unde acum ne-am fost și premiată pentru un alt rol. Am luat premiul de debut pentru rolul din Ana Simion, în regia lui Mihai Mălai Mare. Mihai Mălai Mare, care joacă și în filmul Maria Tănase. El este pantofarul Schuster, cel care sfătuiește ea de fiecare dată când are probleme, extrem de spiritual, au niște discuții extrem de interesante pe care merită să le vadă spectatorii. Vorbim despre spectatori, nu despre telespectatori sau spectatori, sunt chiar spectatorii care doresc să vină la cinema. Film pe care ne-am dorit să-l vedem în cinematografe, mai ales că el s-a filmat în perioada pandemiei și a fost extrem de greu cu testele acelea din fiecare zi de filmare, cu toate măsurile care s-au luat în perioada aceea grea. Ei, iată că reușim să vedem filmul în cinematografe. Un film despre viața unei mari legende și sper ca prin acest film Mariei Tănase să îi se facă dreptate, pentru că s-au spus multe lucruri neadevărate despre ea și nu merita lucrul acesta. Am bucurat la premieră să văd foarte mulți care au venit la mine să spună că știam asta despre Maria Tănase. Mă bucur că ați spus în film lucrurile acestea, pentru că efectiv sunt lucruri pe care e important ca lumea să le
ca noile generații să le cunoască în așa fel încât să înțelegem de ce Maria Tănase a fost atât de mare. De multe ori, ca în cazul vedetelor autohtone și contemporane, ne preocupă mai mult viața lor spumoasă, viața lor intimă, de ce nu, dar să nu uităm că Maria Tănase a fost și un mare culegător de folclor și un păstrător al tradițiilor. Aș vrea să știu, Lavinia, cum a fost pentru tine această călătorie interioară de a descoperi un astfel de personaj, o personalitate, de fapt, și de a reuși să aduci în fața spectatorilor, prin imagini și prin jocul actoricesc, această femeie. Nu a fost atât de complicat, pentru că m-am documentat extrem de mult ca să construiesc personajul și mi-am dat seama că iubesc atât de multe lucruri la ea, încât nu mi-e greu să intru în pielea ei, cum se zice. Și când ajungeam pe platou și eram costumată, eram papată, eram machiată, simțeam că efectiv sunt Maria Tănase și ne apucam de treabă. N-am simțit nicio zi că mi-ar fi greu. Efectiv, totul a curs cât se poate de natural și de firesc. Colegii de pe platou au fost extraordinari, toți actorii cu care am jucat, și Marius Vizante și Adrian Păduraru, ce să mai zic de Mihai Mulai Mare, extraordinar. Poate că unele lucruri sunt predestinate să fie așa cum sunt. Ne-am fi dorit, Lavinia, cu siguranță să avem parte de o conexiune mai bună în această dimineață, dar venim cu o invitație de a te primi și de a te găzdui aici în platou, față în față. Cu siguranță discuția va fi mult, mult mai ușoară și ne-am bucurat să auzim mai multe informații despre acest film. Mult, mult succes cu această peliculă și ținem aproape, astfel încât să ne treci și pragul la un moment dat. Cu siguranță, colegul meu, Valentin Gheorghe, are noi și noi informații despre noi și noi evenimente care se întâmplă în acest moment. Iată că toamna este plină de astfel de oportunități, iar Valentin, tu ești cel care se va ocupa să descopere informațiile de la noul nostru invitat din platou. Da, Georgia, cu siguranță mi se pare actoria ca fiind una dintre cele mai importante arte și mi-aș dori să rămânem această dimineață mai mult în zona artei, pentru că anumite tipuri de artă migrează tot mai des în mediul digital. Iar din această cauză apar tot felul de evenimente foarte, foarte frumoase, care sunt menite să creeze așa ca un poduleț între arta offline și cea online. Unul dintre ele este vernisajul Share Tag or Die, iar directorul tehnic al proiectului, Ștefan Dinu, este alături de mine în platou în această dimineață. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să detaliem puțin ce se întâmplă mai exact acolo, ce fel de artă pot vedea oamenii, de ce se pot bucura ei atunci când vă calcă pragul. Începând din 3 septembrie, când va fi vernisajul sâmbătă la ora 7, vizitatorii se pot bucura de o expoziție unică, o instalație fotografică, care vrea să imite un feed de Instagram, ca să spun așa, foarte mare, atârnând din tavan 50 de pânze pe care sunt printate peste 200 de lucrări primite de la artiști din toată lumea. Practic am luat din mediul online și am adus în mediul fizic, readucând în idee ideea de fotografie obiect. Și practic este un fel de instalație imersivă prin care te plimbi și urmărești un feed de Instagram analog, făcut pe pânză, cu o tehnică chiar mai veche decât fotografia, cianotip se numește, o tehnică de imprimare care era folosită în arhitectură și în alte domenii înainte de apariția fotografiei. Artiștii își pozează adesea operele de artă, le pun în mediul online, însă am citit chiar acum câteva zile faptul că atenția noastră, spre exemplu pe Instagram, a scăzut undeva la 3-4 secunde, adică dacă în 3-4 secunde nu a avut un cârlig, se spune, acea fotografie, ai dat mai departe și nu te-a mai interesat. Și cred că prin ce faceți voi, oamenii vor acorda poate puțin mai multă atenție fiecarei opere în parte, pentru că fiecare operă are muncă în spate, are talent, are dăruire. E frustrant, pe lângă faptul că, la fel cum ai spus, dacă nu ai ceva catchy foarte repede, s-ar putea să fii ignorat. Și paradoxul este că dacă o fotografie sau o operă de artă ți se relevă în 3 secunde, nu cred că este o operă de artă.
orice operă de artă adevărată are nevoie de timp să petreci cu ea. Și din această frustrare a faptului că artiștii trebuie să petreacă foarte mult timp pe rețele sociale să se promoveze și în același timp nu pot promova direct opera de artă, ci o reproducere digitală care e privită pe un telefon de câțiva centimetri. Și atunci am vrut să aducem în discuție cumva frustrarea asta, care e oarecum generalizată la nivel mondial, la nivelul tuturor artiștilor. Și făcând și gluma asta că trecând din digital în analog Instagramul, nici Instagramul la expoziție nu o să poți să-i dai zoom, nu poți să-i dai blog sau ceva, deci are și el limitările lui când îl treci înapoi în sfera analog. Dar tocmai despre aceste limitări vrem să discutăm și să aducem, practic, să punem vizitatorii să-și pună singuri întrebări și răspunsuri. Și în momentul în care mergi la o astfel de expoziție, la un feed de Instagram fizic, cred că poate poți lua contact și cu o parte dintre artiști, poți interacționa cu ei, să-i întrebi ce emoții au vrut ei să transmită prin acea poză, să primească chiar și ei feedback de la public, ce le transmite lor acea poză față de ideea pe care au avut-o ei în momentul în care au făcut fotografia. Cred că este o conexiune bilaterală, putem spune, și e cumva benefică pentru ambele părți, și pentru cei care vin să vadă, dar și pentru artiștii propriu-ziși. Categoric. Am spus că avem peste 200 de artiști expuși în această expoziție colectivă. O bună parte din ei sunt din România, din București, și vor fi prezenți fizic acolo, cu siguranță. Ce vreau să specific, nu este vorba doar de fotografie. Noi am primit, Open Color a fost legat de orice formă de artă vizuală. Avem stiluri din filme, avem instalații, pictură, gravură, care e trecută în Instagram și după aia pe o pânză în cealaltă, adică trece prin două filtre. Dar chiar și filtrată și prin Instagram și refiltrată prin altceva, caracterul unei opere de artă nu poate fi știrbit. Cu toate că nu am înțeles, nici eu nu am înțeles până nu am ajuns la Paris, la Muzeul d'Orsay, să văd un Van Gogh direct. Nu am înțeles care era nebunia cu Van Gogh, că îl știam din reviste și de pe telefon și de pe Google. Nu e același lucru. Cu siguranță. La fel și cu fotografia analog. Iar noi, Asociația Alchimic, care este organizatorul acestui eveniment, noi ne ocupăm de 14 ani de obiecte fotografice. Dar nu poți să arăți obiectul pe internet, ci tot o reproducere digitală. Și de aici încă un layer de frustrare, ca să spun așa. Cu siguranță în format fizic au un impact mult mai mare. Eu am fost în urmă cu o săptămână și jumătate la o expoziție, iar din cauza faptului că acea încăpere era un pic mai întunecată, un fotograf a spus că și-a expus acolo lucrurile pe care nu le-a postat nicăieri niciodată și ținea efectiv un blitz de fiecare dată când lumea trecea pe lângă lucrurile lui, punea blitzul ca oamenii să vadă mai bine lucrurile lui. Și cred că despre asta vorbim, despre pasiune, că la mijloc în artă, părerea mea, care eu nu sunt artist, cred că nu poate fi altceva decât pasiune acolo. Cu asta se alimentează un artist, cred eu. Aici definiția artei este foarte fluidă și cred că fiecare crede ce vrea, dar eu cred că artist este orice om. Și când mă refer, ce înțeleg eu prin artă, înseamnă orice faci cu o foarte mare prezență, cu calitatea unei prezențe nedisturbată de o altă activitate sau de gânduri. Ești acolo, fie că speli vase sau că pictez sau că, de exemplu, la fotografia analog, mai mult de un sfert din timp trebuie să speli ceva, orică speli poza, orică speli o tavă, dacă nu speli perfect, degeaba ți-ai făcut tu poza bine, că va fi contaminată. Deci trebuie să fii foarte, foarte atent, indiferent ce faci în viață, trebuie să fii cu totul acolo. Și asta e artă. Atunci, dacă stăm să ne gândim, poate fiecare dintre noi, că e un artist. Asta vreau să spun și asta vrea să spună și expoziția noastră, nu? Practic, aici nu e vorba de cine te consideră pe tine artist sau nu, e vorba de cum te simți tu când faci lucrul ăla, iar dacă ceea ce ai creat tu poate genera la rândul ei un moment de prezență în altcineva, atunci poți să-i spui că e artă cu amare, o artă universală. Dar momentul tău de prezență, în momentul în care creezi sau faci ceva, e suficient pentru mine ca să fie considerat artă. Evenimentul vostru are, să spunem așa, un public țintă, o categorie de vârstă anume? Nu ne-am propus neapărat un public țintă, dar el s-a creat cumva organic.
Și asta mi se pare foarte interesant, că fotografia analog crește de la an la an, s-a creat o nișă foarte stabilă, iar nișa este alimentată cu generația nouă, cu fotografi până în 30 de ani sau chiar mai tineri, care descoperă pentru prima dată ce înseamnă fotografie pe film, ce înseamnă să developezi tu cu mâna ta, care este diferența între un print digital și un print analog, pentru că este foarte mare. Și este o generație întreagă care nu a fost expusă la genul ăsta de print. De exemplu, print color analog. Aproape nimeni din jurul nostru nu a văzut, dacă n-ai fost într-un muzeu de artă contemporană, nu ai văzut un print color analog, care arată spectaculos. Printuri alb-negru, da, pentru că avem toți poze cu bunicii, cu părinții. Exact. Dar printuri color analog sunt foarte rare. Iar acolo, într-un print color analog, îți poți da seama de diferența organică, profunzimea pe care o are o imagine finalizată pe hârtie analog față de o imagine digitalizată. Mai ales că generația care a intrat acum a intrat cu un sistem hibrid, adică face o fotografie pe film și expune pe Instagram. Dar când trec peste momentul ăsta și finalizează fotografia pe hârtie direct analog, atunci e next level, ca să spun așa. Uite, și eu am un prieten care postează pe Instagram poze făcute cu acele tipuri de aparat care scot poza instant. Acele poze, exact, le pun mai multe una lângă alta, fac poza cu telefonul și tot pe Instagram o urc, adică într-un fel sau altul tot în mediul online ajung cu ea. Da, se vede acum unul dintre feed-urile, le puteți vedea feed-urile de Instagram. Da, dar chiar și în sistemul ăsta hibrid există niște avantaje. În primul rând că dacă tragi pe film, mai ales pe instant film, se produce un fel de editare ante-facto. Nu mai faci un milion de poze la care, de fișiere la care nu se uită nimeni, ci ești mai zgârcit cu declanșările și încerci să, în loc să stai acasă, după aia ori întrezi să cauți cadrul la bun, îl cauți în vizor și te duci, îți forțează atenția despre care vorbeam mai devreme. Și faptul că ai un număr limitat de cadre, nu e vorba doar de bani, că e scump, sau, dar ai 36 de expuneri. Trebuie să te încadrezi în expunerile și mereu te gândești dacă o să apară ceva mai frumos. Și atunci, dacă nu-ți place ce vezi în vizor, nu apeși cu gândul că mai tragi de ea în Photoshop sau ceva. Aia este. Noi am făcut odată o poză de grup, țin minte, cu un astfel de aparat și l-am pus cu mare atenție, ne-am dus acolo, am văzut cum e cadrul mai întâi și abia apoi ne-am strâns toți la poză. Păi dacă era un telefon, l-am fi lăsat pe declanșator acolo să ne facă 100 de poze și alegeam noi mai târziu din ele. Și cred că genul ăsta de aparat foto și de tehnologie care poate nu este cea mai, să spunem, actuală, pentru că este o tehnologie care datează deja de câțiva ani, totuși ne poate face să fim puțin mai atenți la arta în sine, la compoziția fotografiei, la modul în care organizăm totul acolo în cadrul respectiv. Categoric. Aici vreau să fac o mică paranteză pe care sunt nevoit să o fac de fiecare dată. Noi la Alchimic experimentăm cu mai multe tehnici fotografice, printre care și ambrotipia, care e foarte populară. Niciodată n-am făcut-o din nostalgie sau retrocool. Noi facem tehnicile astea astăzi, pentru că astăzi calitatea lor este de neînlocuit. Nu este o reîntoarcere în trecut, este o redescoperire mai degrabă a faptului că, de exemplu, ambrotipia, nu există un mediu fotografic și de nicio altă natură care să producă un portret mai reușit decât ambrotipia. Aici sunt mulți factori care concură, dar ce vreau să subliniez este că nu este vorba de o nostalgie. E vorba că astăzi, în 2022, suntem fascinați de rezultatele acestor tehnici. Și de aceea ne-a plăcut să combinăm tehnicile foarte vechi cu subiecte noi. Nu prea avem la atelier fotografii cu jobene, cu rochii de epocă, dar avem cu vader, cu roboții din Halo 5, cu... ne atrag mai mult tensiunea asta între subiectul nou și tehnica veche. Aș dori să le reamintim telespectatorilor noștri și adresa voastră. Unde vă vor găsi ei sâmbătă? Sâmbătă, vernisajul va avea loc în cadrul atelierului Malmaison, la spațiul expozițional Vagon. Se numește? Pe Plevnei. Pe strada, pe calea Plevnei. Ok, îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai fost alături de noi această dimineață și mă bucur că am avut această discuție. Sunt sigur că iubitorii de artă își vor găsi locul la evenimentul vostru, iar cei care poate nu sunt încă iubitori de artă, cu siguranță poate acolo își vor descoperi acest click pentru artiști și pentru toată munca pe care eu o depun.
Noi vă mulțumim pentru invitație și așteptăm pe toți cei care vor să vadă instalația sâmbătă. Mulțumim încă o dată. Dragilor, după puțin artă, cred că ar fi cazul să ne mai și informăm puțin, pentru că încă este dimineață, încă este destul de vreme pentru foarte mulți dintre noi și niște știri în plus nu cred că ar strica. În România, una dintre țările Uniunii Europene care au dependența cea mai mică de importuri în materie de energie, prețurile la curentul electric și gaze sunt printre cele mai mari din întreaga piață comunitară. România a fost printre ultimele țări europene care a liberalizat piața energetică, întrucât până la 1 ianuarie 2021, toți cei aproximativ 6 milioane de consumatori casnici plăteau același preț negociat de stat cu furnizorii de energie. Liberalizarea a adus peste 100 de furnizori pe piață, dar, paradoxal, energia s-a scumpit cu 25% pe parcursul unui an între august 2020 și august 2021. Anul acesta, criza globală a prețurilor energiei și consecințele sancțiunilor impuse Rusiei după invadarea Ucrainei au venit suplimentar peste țara noastră, deja afectată de pandemie și descumpiri. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat din nou un preț record la energie de 709 euro pe megawattoră, fiind cel mai mare preț din Europa. Asta chiar dacă România produce mai multă energie decât multe dintre statele europene. Premierul Ciucă a cerut controale pentru că suspectează practici neconcurențiale. Plătim de două ori mai mult ca polonezii și de aproape trei ori și jumătate mai mult decât spaniolii și portughezii, țări care au plafonat însă prețul la electricitate. Conform opiniei experților în energie, explozia prețului energiei se datorează majorării tarifului la gaz, materie folosită pentru producția de energie electrică. În contextul războiului din Ucraina și a jocului făcut de Rusia cu privire la livrările de gaze, prețul acestuia a atins cote inimaginabile. Chiar dacă România este producătoare de gaz, prețul este cel de pe piața internațională. Suntem legați la celelalte state, prin urmare plătim prețuri similare. Gazul este cel mai scump combustibil folosit pentru producția de energie electrică. Tragediile aviatice din weekend au lăsat în urmă o serie de întrebări legate de pilotarea avioanelor ușoare, întrebări la care anchetatorii caută încă răspunsuri. În cazul avionului prăbușit pe un câmp din județul Giurgiu, este vorba de anchetă penală, anchetatorii având în vedere infracțiuni prevăzute în codul aerian privind consumul de alcool și pilotarea fără plan de zbor. Însă în cazul accidentului aviatic din județul Bistrița-Năsăud, când o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit în lacul Colibri, se pare că a fost vorba de teribilismul pilotului. Oamenii din zonă spun că l-au mai filmat pilotând periculos foarte aproape de sol. Trei oameni și-au pierdut viața, cei doi piloți ai aparatelor de zbor și o tânără de 28 de ani. În localitatea Lețca 9 din județul Giurgiu, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și a luat foc. Potrivit surselor citate de presă, tânăra de 28 de ani primise zborul cadou de la iubitul ei. Ea și pilotul nu au murit în urma impactului, ci arși de vii din cauza incendiului izbucnit în pădure. La manșa avionului de mici dimensiuni, cu două locuri, se afla pilotul și instructorul de zbor Valentin Angel. Bărbatul deținea o școală de aviație în comuna Lețca 9 și organiza frecvent zboruri de agrement și cursuri de instruire. Este o desfășurare majoră de forțe aici, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, mai multe ambulanțe, dar și mai multe echipaje de poliție. Spre exemplu, în urmă cu puțin timp, polițiștii de la criminalistică au adus sacii pentru persoanele decedate. Deocamdată nu se știe cu exactitate cauza prăbușirii avionului. Un al doilea avion ușor, tot cu două persoane la bord, s-a prăbușit în județul Bistrița-Năsăud, în lacul Colibița. Pilotul, în vârstă de 65 de ani, a decedat în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate timp de peste două ore. Potrivit martorilor, pilotul ar fi făcut o manevră periculoasă pentru că a ales să zboare foarte aproape de apă. A venit odată, a întors și a mers încă o dată și nu știu, cred că din cauza soarelui sau ce s-a întâmplat, a venit prea aproape de apă, de lucea apei și a lovit cu aripa în lac și s-a rupt și s-a dat peste cap. În mod miraculos, pasagerul, un cetățean german, a scăpat cu viață, el reușind să iasă din aeronavă și să înoate până la mal, iar ulterior a fost dus la spitalul din Bistrița pentru tratament. Soția acestuia se afla într-un alt avion. Mi-am dat și seama ceva, nu e regulă. Prima dată a zis că stația e căzută și normal, acolo am aflat, am apucat noi să aterizăm la aerodrom. Și i s-a spus că
Da, au căzut în apă, unul e conștient, unul nu e conștient. Da, a fost cea mai dureroasă, deci nu vreau, nu doresc la nimeni așa ceva. Un grup de 24 de mari orașe europene, printre care destinații consacrate de vacanță, precum Barcelona, Florența, Madrid, Milano, Paris sau Viena, au solicitat Uniunii Europene să limiteze, prin lege, închirierile pe termen scurt pentru turiști prin platforme precum Booking. Inițiativa vine după ce, în toamna trecută, Uniunea Europeană a anunțat o propunere legislativă pentru reglementarea chiriilor pe termen scurt, dar a amânat-o de mai multe ori. Cele 24 de metropole argumentează că această practică ar limita opțiunile pe care le au locuitorii orașelor pentru închirierea de locuințe pe termen lung. Unele orașe au început deja să acționeze pe cont propriu împotriva acestor platforme. În urmă cu un an, guvernul municipal al Parisului a adoptat un text care recomandă cote cu privire la numărul de imobile închiriate pe termen scurt, care să fie permise în zonele rezidențiale ale orașului. Autoritățile din Veneția și Florența vor ca toate închirierile pentru o perioadă de sub 30 de zile să fie clasificate drept cazări turistice și să fie limitate. De exemplu, un proprietar să nu poată închiria mai mult de 2 proprietăți pe termen scurt și să existe o limită anuală de 90 de zile. Amsterdam a respins o decizie a instanței care a declarat nelegală interdicția de a închiria pe termen scurt locuințe în centrul istoric al orașului. Barcelona, epicentrul original al luptei împotriva platformelor de închiriere, a propus limitarea permanentă la 30 a numărului zilelor în care proprietarii pot închiria camere. Și hotelierii români sunt nemulțumiți de aceste platforme. Președintele Federației Industriei Hoteliere din România, Călin Ilie, a arătat că Airbnb trebuie să activeze în România după niște reguli clare de funcționare care în prezent nu există. Airbnb nu este încă reglementat, din păcate, în România. Încercăm să luăm din bunele practici pe care alte orașe au reușit să le implementeze și să ajungă la o relație corectă între sharing economy și industria hotelieră. Airbnb trebuie să intre și să joace și ei după niște reguli. La ora asta nu există aceste reguli clare pentru Airbnb. În primăvară, Airbnb a anunțat rezultate peste așteptări pe primul trimestru. Veniturile au fost de 1,51 miliarde de dolari, în condițiile în care numărul nopților rezervate a crescut cu 70%. În prezent, Airbnb a ajuns să valoreze circa 105 miliarde de dolari, fiind cea mai mare pe această piață. Mi se spune să fim cuminți, pentru că sunt convinsă și colegii noștri vor să afle ce se întâmplă cu vremea. Ei s-ar putea să fie ceva mai fericiți. Cred că ești singurul grinici al acestei perioade. Băi, care nu suportă poate căldura. Nu se poate. Nu se poate. Este mult prea cald. Cum a fost vara asta, repet, bă, n-a fost parcă nicio vară, mă. Ți-ai întrebat bunicii? Hopa hands. Nu, nu. E, vezi? Hai să vedem ce ne anunță Romina, cu toate că ești un nefericit de felul tău în perioada asta. Dimineața din nou, Romina. Dimineața din nou. Spune-ne din nou, Romina. Ce se mai întâmplă? Bună dimineața din nou, dragilor! Ei bine, vremea se menține bună. După atâtea zile caniculare vor veni și ploile. În partea de vest și nord-vest cerul va fi mai mult variabil. De asemenea și în celelalte zone soarele va fi acoperit de nori și vor apărea câteva averse. Ploile sunt de vară, sunt torențiale. În partea de sud-est atmosfera va fi mai caldă față de celelalte regiuni. Temperaturile sunt mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Ei bine, astăzi valul de căldură va persista în regiunile sudice și estice. Local va fi caniculă, disconfortul termic se menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Până la ora 21 va fi cod galben de caniculă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 37, chiar 38 de grade Celsius. Ei bine, s-a mai emis un cod portocaliu de inundații. Astăzi și mâine, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei, în Moldova și în nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu averse torențiale. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de peste 70-80 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. În București vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil, spre seară apar unele înnorări și cresc șansele de ploaie.
februarie. Valorile termice vor fi cuprinse între 19 și 35 de grade Celsius. Mâine vremea rămâne caldă, însă după amiază instabilitatea atmosferică va crește și vin averse abundente cu tunete și fulgere. Maxima va atinge 30 de grade Celsius. Poi mâine va fi o vreme mai bună, vântul va fi activ. În prima parte a zilei o să plouă slab, temperaturile scad simțitor, astfel vor fi 28 de grade Celsius. La munte vremea va fi instabilă, aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere, se pot acumula 40 de litri de apă pe metru pătrat, maxima va înregistra 23 de grade Celsius în predeal, în Sinaia și în Păltiniș. De asemenea, scad brusc în Ceahlău și se vor înregistra 14 grade Celsius. Pe litoral va fi o atmosferă călduroasă, aerul va fi sufocant, pe plajă maximele ating 30-31 de grade Celsius, iar apa mării va avea în jur de 26 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme, ne revedem mâine, să aveți o zi minunată! Mulțumim, Romina, pentru informații. Mulțumim pentru informații, noi, Romina. Ar trebui să o punem pe Romina să se uite la noi din când în când. Cum suntem noi atât de cuminți și jucăm mima de fiecare dată când vorbește ea, ca să nu o inoportunăm cu prezența. Se mai pus și umbrele, dar nu mai spunem acum. Nu mai spune, gata. Nu știe dar, nimeni, nu vede nimeni. Vreau să spun așa, eu n-am fost atentă la horoscop. Și nici eu din cauza ta. Nu se poate. Dar ai zis că ți-a zis de bine. Ai te-am mințit. Auzit, tot, am auzit ceva cu nu, am auzit cu pași mici, dar siguri. Dar poate mă duc spre rău. Nu spre bine. Cu pași mici, dar siguri. Hai vreau să ascultăm pe Olivia ca spre să ne lămurim. Cu pași mici. Hai să ascultăm. Bună dimineața! Berbecii au parte de armonie în viața lor și o cultivă în toate relațiile pe care le au. Socializarea este una din calitățile lor, iar astăzi profită din plin de ea. Pentru tauri, fiecare zi pare că arată altfel, deși fiecare zi are ca scop să-i aducă mai aproape de esența lor. Important e ca la final să se bucure de amândouă, și de rezultat și de călătorie. Gemenii își pun multă energie pe care o au în slujba creativității. Uneori se uimesc chiar și pe ei înșiși cu talentul pe care îl manifestă în mod spontan. Racii au nevoie de confort și de un mediu plăcut lor. Nimic nu îi motivează mai tare decât liniștea de acasă pe care își doresc să o aibă mereu cu ei. Cu toate astea, reușesc des să o piardă doar ca să o caute din nou. Deși își doresc cu ardoare armonie în viață, leii reușesc cu greu să o obțină. Viața în doi înseamnă multă conștiință, prezență și renunțare la ce nu este important pentru a se bucura de ce este cu adevărat important. Fecioarele stau mult mai bine din punct de vedere financiar, motiv pentru care și încrederea în forțele proprii crește. Oricum, fecioarele nu stau nici atunci când pare că stau. Ele fac pași mici, dar siguri. Balanțele au cuvintele la ele, la orice aud. Au o replică deșteaptă sau un răspuns potrivit la orice remarcă. Cu toate acestea, nu se pot abține în a se întreba ce pot să facă diferit, în așa fel încât ceilalți să aibă aprecieri la adresa lor. Scorpionii fac încet, sigur, pași către un viitor diferit. Ei au făcut multe schimbări până acum, unele dorite, altele nu, cel puțin nu conștient. Important este să aibă obiective clare și să se adapteze din mers acolo unde lucrurile nu ies exact conform așteptărilor lor. O zi bună pentru dragostea unui nativ săgetător. Aceștia se pot reîntâlni cu o persoană cu care au mai relaționat în trecut, dar pentru care nu erau pregătiți atunci. Capricornii au făcut rost de bani, dar la fel de bine au făcut rost și de facturi de achitat. Totuși e bine că au banii necesari pentru a acoperi cheltuielile. Vărsătorii aveau multe îndoieli de sine pe care și le clarifică în perioada următoare. În unele privințe aveau dreptate, în altele nu. Și drept urmare, așa cum le place, vor avea multe surprize. Pentru nativii pești, claritatea este cea care îi ajută în acest moment. Ei au nevoie de predictibilitate financiară, motiv pentru care renunță la cheltuieli necesare și urmează un plan bine definit. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Deci eu îmi pierd liniștea sufletească și tu pași mici, dar sigur. Forțele proprii. Îmi place aici, Olivia.
Ca să nu-mi pierd eu liniștea sufletească, în cazul în care îi vine vreo idee invitatului nostru să te măsoare, pentru că povestim despre posturometrie, tu vei fi cobai. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Alexandru, kinetoterapeut. Acum suntem pregătiți de fapt, pentru tine. De ce m-am testat așa? Da, trecut ai văzut că am învățat exercițiile alea și pentru mâini și pentru tot. Am învățat lucruri frumoase. Da, deci nu ne e tare frică de tine, dar... Cred că George era puțin frică. Nu, eu am stat în bancă data viitoare. Eu am stat, am pus și ghiozdanul, mi-am făcut treaba data trecută. Nu, a fost foarte bine. Vezi? A fost foarte bine, iar tu scapi astăzi că nu am aparatul. E mai greu să vin cu aparatul. Aparatul de posturometrie e un pic mai mare și n-aveam cum să-l aduc. Ok. Ai scăpat. Dar data viitoare mă gândesc la ceva și pentru tine. În contextul ăsta, cumva e contextul preliminar, evaluării, mai întâi măsori și apoi îți dai seama care e problema fiecăruia dintre noi? Da, mă ajută să pot să stabilesc un diagnostic și să văd care e problema și de unde ar trebui să încep tratamentul sau să-mi stabilesc obiectivele. Dacă vă aduceți aminte, vorbeam de niște lucruri data trecută cu ghiozdanul. Și un posturometru ne ajută foarte mult să identificăm problemele de postură, în mod special la nivel de coloană, să vedem unde avem asimetrii, umeri, bazin, genunchi. Mai folosim și o analiză plantară, un covoraș pe care putem merge și ne arată cum încărcăm centrul de greutate, dacă ne ducem mai mult pe un picior sau pe celălalt, sau prea în față sau prea în spate. Și atunci, cumulate cele două, ne dau niște repere foarte interesante să putem să stabilim un diagnostic și să putem să aplicăm cea mai bună terapie pentru pacienții noștri, pentru copii. Eu pot să spun deja că umărul ăsta e mai jos, că piciorul ăsta e mai des folosit ai decât tu stângul. De dans, dar mai de nu, mă, să am coloana strâmbă, ce să mai dacă știu. Dacă vreți să dăm o informație foarte interesantă pe post direct, doar 11% din populația planetei este simetrică. Restul deci suntem nu sunt asimetrici. Nu din punct de vedere al posturii, poate în alte lucruri, dar ca postură toți suntem... Sau majoritatea dintre noi suntem dezechilibrați. Și cumva e normal, având o parte predominantă, musculatura se dezvoltă un pic mai mult acolo și apar primele semne de asimetrie. Eu nici eu aveam geantă din aia de umăr, nu ghiozdan, și o puneam pe un umăr, pe altul, nu țineam doar pe un umăr. Când mă gândeam la un moment dat, când mi-a zis mama că o să ajungi să stai așa, stai un factor. Și puneam pe parte și pe altă. De ce nu puneai pe un umăr să atârne pe partea elaltă? Asta se întâmplă lucrul ăsta. Nu. Sunt foarte mulți copii care vin la posturometru și sunt așa, sau bine, depinde cum poartă, pe stânga, pe dreapta. Și când îi întreb cum porți ghiozdanul, sau ghiozdanul clasic cu două barete, poartă pe un singur umăr, că e na, mai cool. Mai cool, se vede mai mișto. Exact. Așa e. Și atunci la fel îi întreb, cum porți ghiozdanul? Păi îl port aici, că mi-e mai ușor, că e pe dreapta. Super! Da, sunt pacienții ideali, ca să zic așa. Tot dar timpul... dacă vorbim, Florin, despre, nu știu, părinții noștri, care poate au fost mai sârguincioși și au purtat ghiozdanul cum trebuie, totuși ei de ce ar putea avea probleme de postură? Ce au făcut de-a lungul timpului la rubrica Așa nu au faceți? Cărat. Ne-au cărat pe noi, cred da. Cărat. Păi uite, una dintre probleme pe care o întâlnesc eu zilele astea, că tocmai mi-am adus piticul acasă, îl cari într-o mână. Copilul purtat într-o singură mână. Și automat vei folosi mâna îndemânatică. Dreapta, stânga, nu contează, dar e mult mai bine pe partea, pe dreapta, de exemplu, dacă e mai dezvoltată musculatura. Și atunci, stând așa, nu știu, o lună, două, trei, chiar mai mult, automat ai creat o asimetrie cu un număr într-o rotație internă, mai jos sau mai sus, depinde cum te echilibrezi, și ai primul semn de asimetrie. Dar asta se întâmplă la noi, la adulți. Lucrurile astea apar de când suntem mici. Faptul că, dacă vă aduceți aminte, data trecută povesteam cum stăm în bancă și cum scriem, da? Când suntem torsionați, se creează o asimetrie. Copiii care practică sporturi asimetrice, tenis, volei, handbal, da? Pe o singură parte, basket. Riscul de asimetrie este mai mare în copilărie? Adică sau umerii sau tot se pot schimba mai repede? Toate asimetriile pe care le vedem la un adult, de fapt ele s-au creat în adolescență sau în preadolescență. Nu prea ajuns să ai o asimetrie acum. Adică dacă ai ajuns la
16-18 ani când ai încheiat creșterea și tu ești asimetric, trebuie să faci niște lucruri extrem de dure ca să ajungi să creezi o asimetrie. În schimb, în timpul creșterii, e foarte ușor să creezi o asimetrie. Uite, eu sunt curioasă, pentru că eu tot timpul când sunt aici stau cu piciorul ăsta peste piciorul celălalt, că așa se vede bine la cadru, de, pentru voi mă chinui, practic. Nu-mi dau seama dacă de acum, de când am acest job, am dezvoltat această problemă și torsiune sau dacă o aveam de dinainte. O aveai dinainte. Mm. Acum e poziția ta confortabilă și ai norocul să dai bine pe cum îți cer colegii. Dacă te-ar fi pus invers, n-ai fi reușit să stai. Ai fost tot timpul bapă un picior, bapă celălalt, bapă. N-ai fi reușit să menții poziția. Pentru că la nivel de bazin ai o contractură. Fesier, rotator extern, un piriform probabil. Ziceai ceva data trecută de osteopat, că merge la osteopat. Vorbește cu el, ar trebui să te ajute. Păi îmi pune șoldul la loc din timp în timp, merg de trei ori pe asta an. Se întâmplă, de fapt. El se mai duce, el țin de... Da. Se creează o asimetrie. Exact cum spui, stăm într-o anumită poziție. Cum stau eu acum, că stau pe un cot, da? Nu știu, dacă jobul îți cere lucrul ăsta și stai toată ziua așa, așa vei fi. Același lucru se întâmplă și la copii. Imaginați-vă că punem scaunul copilului, opus șoferului, da? Ei, copilul se uită pe geam numai în partea dreaptă. Mai greu să se uită pe partea cealaltă, că e totul aici. Și deja s-a creat o asimetrie. Wow, uite, la asta nu mă gândeam. Da. Mulți părinți acum au să zică, bine mă că ai venit tu deștepta. Și unde să punem scaunul acum? Pe mijloc. Mutați-l. Nu. Odată și odată. Da. Mai ales la drum lung, tot timpul poți și într-o parte și în cealaltă, ca să dăm drumul, să nu avem mișcări numai pe o parte. Pentru că am creat primele asimetrii și atunci e foarte, mie îmi convine că în momentul în care vin copiii la posturometru e foarte ușor. Astea sunt asimetriile. E aiurea pentru mine că nu găsesc nimic. Se întâmplă foarte rar. Eu aveam un tic în adolescență. Când mâncam, stăteam cu piciorul fix așa aici și cu spatele a plecat cumva pe masă. Eram foarte strâmb. Și mama tot timpul îmi spunea, când îmi spunea mama stai drept, lăsam jos, stăteam, mâncam 5 minute, iar mă puneam în poziția asta. Dar cred că toți facem treaba asta cu moment, piciorul la masă. Foarte. Mă simțeam mai comod cu piciorul așa și cu spatele strâmb, decât mă simțeam stând în poziție dreaptă, normal să mănânc la masă. Se pot crea niște comodități din anumite asimetrii? Da. Creierul percepe noua poziție, cum ai descris-o tu, ca fiind cea normală. Iar poziția normală e un disconfort. În momentul în care stăm asimetric, nu contează cum stă Georgi, cum stăteai tu la masă sau cum v-am arătat eu. Lucrurile astea se întipăresc pe creier ca fiind normale. Și atunci toată musculatura, sistemul osos, ligamente, tot ce înseamnă corp, se adaptează la noile cerințe. Și nu mai dau pentru moment, sau atunci când ești în poziție, corpul, creierul percepe că e normal, e bine, e relaxat. În realitate, nu. Pentru că dacă tot persiști o perioadă lungă de timp, vorbind de minim 3 luni de stat în poziția asta, da? Nu mai... Se creează torsiuni, se creează dezechilibre, se creează noi poziții, care în momentul în care ajungem în ortostatism, stând în două picioare, nu mai e ok. Aici intervine o problemă, că în momentul în care încerci să fii normal, nu mai poți. Trebuie să fii adaptat. Aș vrea să revii, Florin, și să povestim și despre cât de greu se corectează anumite posturi, tocmai ca să ne speriem și ca să nu mai stăm greșit. Dincolo de asta, ce înseamnă să faci exerciții de recuperare și cât de important e să fii constant cu aceste exerciții, așa că într-o ediție viitoare sper să abordăm cu și acest subiect alături de tine. Cu mare drag, vorbim și de terapii, pe scurt, ca să înțeleagă părinții cel puțin. Teoria spune că ai nevoie de minim timpul în care ai stat în asimetria pe care o ai. Dacă ai stat importantă. Un an, doi, trei, ai nevoie de același timp pentru terapie teoretică. Îți mulțumim tare mult pentru aceste informații și te așteptăm să revii. Cu drag. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat.